Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Din nou îl avem în mijlocul nostru, așa cum am spus, pe domnul Gheorghiu Neculai și vrem să continuăm discuția despre tomate pentru că este foarte interesantă și sunt foarte multe lucruri de spus. Eu personal am câteva curiozități, iar pentru cei pasionați care stau la casă sau au un spațiu în jurul blocului sau chiar pe balcon unde pot pune câteva ghivece cu roșii, sunt convins că informațiile oferite ne sunt de un mare folos. Continuăm discuția purtată în prima parte. Ați spus că pasiunea ați avut-o din tinerețe și ați exemplificat-o mult mai târziu. Nu ați pierdut timpul, ca să spun așa. Dumneavoastră, am văzut că aveți o pagină pe Facebook în care prezentați roadele pe care le-ați produs în această vară. Arată fabulos și ceea ce am văzut în acele fotografii și filmări, nu ne-ați exemplificat aici în studio. Dumneavoastră, și vindeți aceste produse? Le Nu, comercializați? nu comercializez pentru că la aceste tomate costurile de producție sunt mult prea ridicate ca să pot găsi clienți pentru ele. Da, deci pot să spun că un kilogram de carne e mai ieftin decât un kilogram de tomate din acestea. Ok, pentru că ele sunt deosebite prin Da, felul deci lor și... începând de la costurile semințelor, tratamente biologice, până la coacere, deci sunt costuri Sunt costuri foarte mari foarte mari. care ajung ca un kilogram Da. de roșii, depinde. În plus, aceste tomate, marea majoritate din ele, nu sunt productive. Deci, pe o plantă pot obține 200 de grame până la maxim un kilogram. Sunt foarte puține care dau tomate, sau chiar dacă au tomate mari, au doar una, două tomate pe toată planta. Deci nu neapărat este bogăția clasică pe care o aștepți, Exact. pentru că ele sunt diferite soiurile și atunci nu se compară cu roșiile clasice. Exact, ca roșia care e pentru cultură sau... Vreau să vă întreb, pentru că am vizualizat pagina dumneavoastră de prezentare, frumusețea pe care o prezentați acolo atrage cu siguranță like-uri, dar dincolo de asta, lumea n-ar fi interesată să și achiziționeze? Inițial, eu așa am crezut. Am fost Mă întrebat, gândeam dar că nu sunt zic, surprinzare. deci nu, cum să zic, eu nu pot să zic, măi, nu avem piață de desfacere pentru așa ceva, asta e clar, deci Pentru că nici arată prea frumos, deci cine vede se gândește că sunt de vânzare și și-ar da, dori să achiziționeze de la producător, nu? Nu dar asta din comerț eu pot crescute. să zic, domnule, te costă 25 de lei kilogram. Dar dacă totuși omul dorește, e cu dare de Dacă mână poate să facă o investiție. o donație, că ca să putem vinde, trebuie să avem și celelalte. Vecinii dumneavoastră cu siguranță văd solarul pe care îl aveți și nu sunt, eu întreb efectiv dumneavoastră, vă răspundeți dacă e adevărat sau nu. Nu sunt interesați o parte, cel puțin cu care discutați, decât să mă duc la piață sau în market și să le cumpăr așa cum sunt ele, că tai roșia din market și e plastic efectiv, pentru că am înțeles că ele sunt coapte, sunt culese verzi, acoperite peste noapte cu ceva și a doua zi sunt roșii. Și când ai tăiat roșia, de fapt, este gogonea, nu? Da. Așa, colorată. Că e tare, nu poți să mănânci. Așa, și atunci vecinul nu și-ar dori să zică, ok, hai că tu crești și știu că sunt naturale și frumoase și proaspete și vreau și eu, nu? Cum să zic? Dăruiesc celor care mă ajută. Pentru că dumneavoastră munciți foarte mult și eu stau la casă, am cultivat și eu și știu ce înseamnă, Deci, ce se ascunde în spatele acestei producții. vecinii care vin și mă ajută, au și ei șansa să guste așa ceva. Deci pot beneficia. Ei sunt norocoși, aș putea Eu să sunt spun, că la ce norocos, aveți aici da. nu Deci, este la îndemâna oricui să se bucure de aceste soiuri deosebite pe care le dețineți. Povestiți-ne despre ce înseamnă să cultivi tomate. Ce presupune acest lucru? Dacă un telespectator este interesat și-ar dori, văzând aceste produse, și-ar dori chiar pe balcon, în două, trei ghivece, sau cei care stau acasă,
Ce sfaturi le dați? Ce presupune acest lucru de a crește tomate? În primul rând, trebuie să ai dragoste pentru ele, altfel nu vei obține rezultate. Dacă există dragoste pentru pământ și cultură, legumă, se pot obține rezultate. Se pornește de la semințe, însămânțat de obicei. În ce perioadă? Eu, având solar, însămânțez undeva în luna, începutul martie, cel târziu 15 martie, în răsadniță, încălzită. La cam la ce temperatură ar trebui să... Răsadnița o țin noaptea la 16 grade, ziua urc la 22. Deci temperaturi ridicate. Da, plus iluminat suplimentar, pentru că în luna martie încă nu avem suficientă lumină. Păi la cât? 5 jumate, maxim 6, prin a... Da, deci nu sunt suficiente ore de lumină ca să dezvolte o plantă sănătoasă și atunci intervenim și cu iluminat suplimentar. Așa, aceste semințe se pun, nu știu, în ghiveci, aveți alveole, ceva special? Alveole, deci da. Tăvițe alveolare cu turbă în care însămânțăm, etichetăm, fiind ca să foarte știți multe în funcție sur, de soi. Da. Aici e o muncă foarte migoloasă, nu trebuie să le încurci, nu trebuie să le... Dacă anul următor vrei să colectezi semințe, trebuie să știi exact pe ce soi și cum ai... Așa? Ele, cum le udați? Mă refer aici, sunt semințe. După cât timp, dumneavoastră, la cât timp le udați și în cât timp iese verde? Deci imediat după însămânțare se face o udare abundentă, după care nu se mai udă până nu face primele frunzulițe. Deci doar dacă se constată că turba se... pierde din umiditate, deci se face control zilnic și atunci se mai suplimentează, dar nu foarte mult. În perioada de răsad nu este necesar foarte multă apă. E bine de știut. În cât timp crește răsadul până la maturitate, astfel, până de dă floare? De la însămânțare până la plantare, medie trebuie să treacă 50-55 de zile. Aproximativ două luni de zile. Da, aproximativ două luni de zile. Așa, și după aia, de la floare până la rodul copt, până la tomata coaptă... Depinde de soi aici. Sunt soiuri care ajung la coacere la 60-70 de zile, sunt soiuri care ajung la coacere la 100-110 zile. Wow, deci unele sunt au... Da, deci încă am soiuri care nu mi s-au copt. Deci din așa... Nu-i nimic, dumneavoastră aveți tot sezonul cald spre toamnă, târziu aveți roșii asigurate, tomate. Sunt soiuri care deja au îmbătrânit și... Încă nu s-au copt? Nu, au rodit, s-au copt, au îmbătrânit și planta moare. Ah, deja, deci, dar vin deja alea din urmă pe care le așteptați să se coacă. Asta este foarte interesant, dar și norocos în același timp, pentru că aveți tot timpul. Perioada caldă, da, până târziu aveți tomate. În solar sper să mențin până undeva în luna octombrie tot să am ceva proaspăt pe masă. Foarte bine, foarte bine. Sunteți norocos, dar este munca dumneavoastră. Și răsplătită prin bogăția care v-a ieșit și chiar contează. Mai ales cum ați spus că o faceți din pasiune. La bloc nu sunt aceleași condiții pe care le are un solar sau în grădină. Da, asta este la clar. La bloc sunt soiuri pitice. Și aveți aici, exemplificăm. Da, deci, soiuri de balcon. Deci arată foarte frumos. E un pic cam trecută, că da, așa. Ok. Deci aceste tomate nu cresc mai înalte de un metru și rodesc... După unii, eu n-am încercat niciodată, dar după unii spun că poate fi păstrată de la an la an. Dacă deci, o ții în condiții optime de în condiții optime, de deci poate crește, deci merge 2-3 ani poate, fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Este o plantă de interior.
Deci dacă are lumină, cine dorește, cădură... Cine dorește să aibă, uite, se poate. Se poate și în casă să ții asemenea... Deci trebuie asigurat un lumină, în primul rând. Deci, căldură? Căldură nu foarte mult, e suficient un 20-22 de grade. Ce ne facem cu 30 și care, cât sunt afară în perioada asta? Asta în perioada asta, acum se vor coace. Dar ea ca plantă nu necesită o... ca să supraviețuiască. O temperatură extraordinară. Pentru supraviețuire, supraviețuiește undeva și la 16-17 grade, nu, fără probleme. Foarte interesant. Am o întrebare la dumneavoastră. Știu din experiență că roșiile, cel puțin astea clasice pe care le achiziționăm primăvara pentru a putea fi plantate în grădină și crescute, știu că ele se copilesc, așa se spune atunci când le cureți de ramurile, adică înlături ramurile care nu sunt eficiente, nu? Da, la copilirea se face la tomatele cu creștere nedeterminată, deci cele care cresc pe un singur fir la înălțimi mari de 2 metri, 2 metri și peste 2 metri. Se lasă doar firul principal. Da. Deci aici am un copil, de exemplu. Așa se vede. Deci acesta este un copil. La baza frunzei de pe tulpina principală mai crește o tulpiniță mică. Această tulpiniță trebuie înlăturată. Ea dă rod? De mult dă rod, am văzut că dă rod, dă, în schimb rodul nu este la fel, nu este același calibru, apar deformări față de clasica formă pe care o are. Clasica formă care o are tomata. Deci nu, pentru a evita aceste lucruri și avea un rod bogat, trebuie să înlăturate... Da, trebuie să la tomatele cu creștere determinată, deci cum este aceasta, care este pitică, sau soiurile care sunt creștere determinată. Buzău 22, de exemplu, un soi de grădină, de cultură de câmp, este un soi cu creștere determinată, nu crește mai înalt de un metru, crește tip tufă, atunci se lasă totul. Se lasă totul. Se lasă și rodul tot. Este în regulă? Adică... Da, da, da. De, dar sunt, e caracteristică de soi. Deci creștere determinată și atunci... E, adică are creștere tip tufă, nu pe verticală. Uh-huh. Așa. La tot aceste cum... care sunt pe verticală, după 4-5 etaje de fructificare, se poate face și cărnirea, adică ruperea vârfului de creștere. Acest lucru duce la... Dau alte flori? Nu, deci nu, nu mai dau alte flori, în schimb fructul crește mai mare și se grăbește coacerea. Bine, foarte interesant, bine de știut, n-am știut acest lucru. Deci când avem 4-5 etaje pe așa, pe lângă copilirea care se face, se face și tăierea vârfului de creștere și atunci planta nu mai consumă energie să crească, toată energia se duce în fruct. Tot ca lucrări de la ele se face defolierea, adică ruperea frunzelor de la bază până la primul rod. Deci asta în perioada de creștere, până după ce se coace primul rod, se face defoliere până la următorul rod. Tot pentru a ajutora... Tot pentru a ajuta fructul să crească, să coacă. Deci aceste informații sunt foarte utile din punctul meu de vedere, pentru că te ajută să ai un rod bogat și să fie o reușită dorința de a planta și a avea înghiveci în propriu cămin, ca să zic așa. Pentru cei care doresc cultură bio și nu vor să folosească substanțe chimice, așa cum procedez eu. Un foarte bun fungicid este laptele. La ce ajută? Și cum se folosește? Se folosește în diluție de 1 la 10, deci la 1 litru de lapte, de lapte 10 litri de apă, se stropesc, ajută la mană. Deci ciuperca care produce mana la tomate nu se mai dezvoltă. Aminoacizii care sunt conținuți în lapte inhibă dezvoltarea ciupercii
și atunci planta nu mai e atacată de mană. Întrebare, laptele trebuie să fie neapărat natural cumpărat de la piață, de la oameni, sau poate fi folosit și cel din comerț? Acum eu am sursă de unde să iau lapte direct de la producător natural. Nu știu am efectul înțeles, laptelui. Am înțeles răspunsul și mai bine așa. De ce la de... Nu știu efectul laptelui pasteurizat. Exact. Da, deci nu. Așa. Pe urmă mai facem infuzie din urzică. Care ajută tot macerat pentru... de urzică. Tot pentru dezvoltarea plantei. Deci tot ce conține urzica trece în plantă, deci se face, se pune... Urzica conține fier, parcă, nu? Și fier și plus microelemente, de la bor, tot ce înseamnă magneziu. Care hrănește planta. Da, hrănește planta. Maceratul de urzică punem într-un butoi, cam, să zicem așa, 3-4 kg de urzici, 10 câte reușim să adunăm. Punem apă peste butoi, în butoi, lăsăm la soare, în căldură, la macerat, undeva la o săptămână până la două săptămâni. Și se formează compost? Nu. Deci se formează ca un ceai. Ah, ok. Acest ceai, deci dacă la 10 kg de urzici punem 50 de kg de apă, vom obține undeva la, se mai evaporă, 40 de litri de zeamă dintre asta. Această zeamă nu o dăm direct, o diluăm tot așa 1 la 10 și se face tratament foliar, ajută la dezvoltarea plantei. Foarte bine de știut. Așa. Combaterea insectelor o fac cu lămpi cu ultraviolete și cu electrocutoare dintre astea, lămpi de, care se găsesc în comerț pentru... Așa, tot ca să nu folosesc insecticiz, folosesc lămpi. Bine, asta costă în plus. Aici vroiam să ajung. Costă în plus. Investiți foarte mult pentru a avea asemenea producție. De la apă, curent, timp, ce ați mai cumpărat astfel încât să aibă de un asta am mediu... Spus că costul de producție a acestor e foarte mare, deci nu pot să vând, că sigur nu și-ar permite omul de rând. Exact. Dar nu e vorba de omul de rând, nici unul care și la noi nu cred că poate să zic să fie un șef bucătar cumva care să le pună în valoare și el în ceea ce altceva. Face. Că altfel... Dar nu se știe. Noi vorbim deocamdată de momentul prezent, nu se știe în viitor. Pentru că, referitor la acest lucru și vreau să aduc în discuție un lucru, am văzut că dumneavoastră ați vrut să promovați produsele la Muzeul de Științe ale Naturii. Da, eu am vrut să organizez o expoziție la Muzeul de Științe ale Naturii, le-am trimis un mail cu fotografii ale lor, le-am spus că doar am nevoie de spațiu unde să pun o masă și să le prezint. Nu mi-au dat răspuns, atunci am zis, măi, măcar online să lansez eu expoziția, am făcut-o la mine în curte, am pus imaginile pe pagina mea de Facebook și... Imaginile pe care le-ați prezentat reflectă realitatea, pentru că noi ați exemplificat aici în studioul nostru și... Este fabulos, adică nu ai cum să rămâi imun atunci când vezi asemenea producție diversă, soiuri pe care nici nu le-am văzut, nici n-am auzit de ele. Bine că ne le-ați exemplificat dumneavoastră și ne-ați spus de fapt fiecare tomată, ce înseamnă și de unde provine. Ca să nu mai spun de acest castraveț care nu-ți vine să crezi că sunt castraveți la cum arată. Foarte interesant. Și sunt și greuți. Sunt. Se simt. Foarte frumos. Iar... i-am uitat numele. Vânătă. Vânătă. Ați spune că aceasta este vânătă? N-aș fi crezut, dar este. Culoarea este combinată cu alb și... dar forma diferită.
Vreau să mă, așa, și de-ați, revenind, n-ați primit niciun răspuns și atunci ați făcut dumneavoastră în grădină, adică la dumneavoastră acasă, această expoziție și ați prezentat-o pe internet. Care a fost impactul asupra celor care au vizualizat atât fotografiile cât și clipurile de prezentare? Eu, cum să zic, sunt mulțumit de rezultat. Deci, foarte multe like-uri. Nu mă așteptam peste 224 de ore. Am fost întrebat dacă să vând, dar am spus că nu se pot vinde. Asta e situația. Într-adevăr, pentru că uitându-mă pe pagină, încercam să văd un număr de telefon și anunțul că sunt spre vânzare. Nu am văzut acest lucru. Nu, pentru că Bine, ne-ați explicat nu și de pot, ce. nu Ne-ați pot explicat să și le de vând. ce. Deci nici nu îndrăznesc să zic mai le scot la vânzare, pentru că încă nu avem clientelă pentru așa ceva. Da, este un lucru fabulos din punctul meu de vedere ceea ce faceți dumneavoastră. Mă ocup și eu de grădină și știu în mare parte, dar nu la nivelul la care sunteți dumneavoastră, de solar și pe un teren, adică generos pentru a putea avea asemenea producție. Apreciez ceea ce faceți dumneavoastră mai mult decât în momentul în care am văzut imaginile pe pagina dumneavoastră. Și ne bucurăm că ați venit în mijlocul nostru pentru a putea prezenta și telespectatorilor noștri, pentru cei interesați, cum se cultivă, condițiile, în cât timp poți ajunge la asemenea rezultate. Însă, deocamdată, nu avem, cel puțin majoritatea dintre noi, nu avem semințele și soiurile pe care dumneavoastră le dețineți. Le-ați achiziționat de pe internet? Da. Și presupun costurile sunt piperate, presupun. Sau spuneți-ne dumneavoastră cum stau Da, lucrurile. deci 15 semințe ajung, să zicem, la noi în țară undeva la 4 lei. Ok. Unele. Mă Poate așteptam să un... spuneți un preț mult mai mare. Da, deci... Nu, la Liguria, de exemplu, 100 de semințe e undeva la 30 de lei, deci 30 de bani pe semânță. Deci nu sunt chiar costuri foarte mari Sincer, mă așteptam să fie dar costuri mari, de asta v-am întrebat. la soiurile astea care sunt așa, eu le-am achiziționat la prețul de 4 lei 15 semințe. Avem în țară un producător, se numește Safta Marcos, tot așa o colecție impresionantă. Deci se ocupă și cu recoltare de semințe, păstrează liniile curate, are posibilitatea să îmbrace inflorescența ca să nu se combine una cu alta. Se ocupă numai de așa ceva și atunci. Da, domnul Gheorghiu Neculae, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația de a fi în studioul nostru și cu prezentare. Apreciem mult acest lucru. Sper că telespectatorii noștri, cei pasionați de agricultură, cum aș putea să spun, Trăim într-un oraș, haideți să-i spunem de grădinărit grădinărit urban. urban. Sună foarte frumos acest lucru. Da, pentru că eu militez pentru așa ceva, chiar dacă avem doar un petec micuț de grădină, Îl poți valorifica. se poate valorifica, nu neapărat pus gazon și tuns Și flori. gazon. Sau așa, exact. Pute, poți să pui și legume Deci. care te ajută și să faci propria grădină astfel încât să te bucuri de de legume proaspete, naturale, fără euri, cum sunt în comerț. Oricine va dori sfaturi, poate să mă contacteze pe pagina Cum de se numește pagina dumneavoastră? Grădina Neculai. Ok, o găsiți pe pagina de Facebook și pentru mai multe informații, domnul vă stă la dispoziție. Oricând mesaj, răspund cu cea mai mare plăcere. Să ieșim din situația actuală În care ne aflăm, în dar care cu ne aflăm optimism și cu și credință pe că ne va urmă fi bine, vom reuși. vom putea și să zic că să am porțile deschise la grădina Neculai să primesc și vizite.
Doamne ajută, așa să fie. Stimatele spectatori, vă dorim o zi minunată și rămâneți alături de programele noastre. La revedere!